Taur și ascendent Taur. Ei bine, dragilor, eclipsa se petrece în sectorul relațiilor voastre. E normal, voi aveți sensul vieții la voi în zodie, ceea ce înseamnă că, de luni bune și până la începutul anului viitor, dacă nu mă înșel, da, sensul vieții la voi în zodie, adică experiențele care s-au petrecut în viața voastră au fost menite să vă pună pe o altă direcție de viitor, pe exact cum sună, sensul vieții, pe destin. Aici au fost chestii de destin. Bun, eclipsa asta poate să aducă niște răsturnări de situație în cuplu. Este și Venus, guvernatoarea voastră, implicată. N-aș zice că e vorba de un divorț, de o despărțire, de o ruptură, dar poate fi vorba, dacă au fost înțelegeri, dacă sunt relații toxice, poate fi vorba de așa ceva, clar. Cu nodul sud în Scorpion, în casa relațiilor voastre, dezechilibru e acolo. Deci voi cumva la eclipsa asta vă transformați, vă schimbați în relații, în modul de a privi relația de cuplu, iar dacă nu o aveți, în modul de a privi ideea unei relații. Dacă au fost nativi și sunt nativi, nu că dacă, sigur sunt nativi care nu au vrut să audă de relații, poate au ieșit dintr-o relație, poate au suferit, poate au trecut de toată perioada aia de doliu și tot au rămas cu frica de a începe o altă relație. Acum la eclipsa asta o pot conștientiza și pot începe să-și dorească. Dar nu are cum să mai fie la fel. Ceva este schimbat în modul vostru de a începe o relație, în modul vostru de a relaționa cu ceilalți, că poate fi vorba și de chestiuni profesionale, de colaboratori, de la persoane cu care aveți relație unul la unul, inclusiv de un prieten poate fi vorba. Vine cu niște schimbări, vine cu niște transformări, vine cu niște răsturnări, surprize, dacă vreți să le ziceți, în viața de cuplu sau în relațiile pe care le aveți. Nu este exclus să aducă o super negociere, un super contract. Este Venus acolo, este guvernatoarea voastră acolo. În principiu, n-aș vedea ceva... Este prin opoziție, da? Eclipsa, zodia voastră cu zodia Scorpion sunt în opoziție. Dar parcă n-aș zice că este atât de dramatică pentru voi, ci mai degrabă vă, uite, de exemplu, vă poate ajuta să vă detașați de o relație. Ați încheiat-o, dar suferiți. Și gata, ajungeți acum să puneți punct, să vă dați seama că, să dați voalul de doliu negru de pe cap, să spuneți gata, eu acum sunt pregătit pentru... o nouă etapă în viață, nu neapărat pentru o nouă relație, că poate nu vrei să sari într-o nouă relație, dar te-ai detașat, te-ai vindecat, ai iertat ce a fost. Pe de altă parte, și Mercur, când va intra în Scorpion, vă va ajuta foarte mult să vă înlesni, mai bine spus, comunicarea cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri. Cum vă spuneam, poate aduce o super negociere. Jupiter se întoarce în Pești, se întoarce la voi în sectorul ăsta al vieții sociale. Bine, se întoarce retrograd. Asta înseamnă că încă un pic mai trebuie să vă reevaluați niște relații de prietenie, niște proiecte în care sunteți implicați. Acolo poate mai e ceva de rezolvat, dar în principiu el va duce succes. Va duce chiar și noi proiecte, că tot spun proiecte, negocieri. Poate fi ceva pe zona profesională destul de bun să vină pentru voi. Vă poate aduce oameni noi în viață, oameni care să vă ajute să faceți niște pași către concretizarea unui plan de viitor pe care îl aveți. E adevărat că poate să aducă succes, poate să aducă popularitate. Vedeți cum le gestionați, să nu vă pierdeți capul. Dar în principiu poate aduce relații, poate aduce persoane în viața voastră care să vă ajute foarte mult să faceți progrese. Poate chiar noi relații de prietenie, poate intrați în noi anturaje. Poate fi, adică este Jupiter pentru voi, este benefic, el oricum e marele benefic, dar vă este benefic. Vă vin șanse prin alții, ocazii să vă remarcați profesional, să aveți succes, v-am spus, cu poate chiar cu un proiect. Cam despre asta este vorba săptămâna aceasta. Încercați lipsa asta în casa a șaptea. Încercați să fiți atenți și la nevoile partenerului.
discuțiile pe care le aveți cu Mercur când va intra acolo trebuie să fie sincere, nu ascundeți nimic, nu evitați să vorbiți despre subiecte delicate, deschideți-vă, efectiv deschideți-vă în fața partenerului. Și na, e zodie, tu ești zodie Taur, e zodie fixă, mai lasă de la tine, mai lasă de la tine unde simți că merită să lași de la tine.